Binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Judecătorii, capitolul 6. Vom citi începând de la versetul 11 câteva versete. Deci începând de la versetul 11, capitolul 6, Judecătorii. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea grâu în tească ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi. Pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Amin. Până aici cuvântul Domnului. Preiubiții mei frați, surori, dragi ascultători de departe care ascultați, în această seară mi-am propus să vorbesc despre un subiect care, am zice noi, sună ca o întrebare. Ce putere ai tu? Îngerul Domnului a venit la Gedeon. Am spus, cred că de mai multe ori, în mai multe împrejurări, că denumirea aceasta, care se regăsește în Vechiul Testament, în mai multe texte, de Îngerul Domnului, nu un Înger al Domnului. Și unde apare un dialog, de exemplu, spune aici Biblia, Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești, nu te depărta de aici. Până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până te vei întoarce. Sau, versetul 23. Și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, că nu vei muri. Deci există această denumire de Îngerul Domnului, nu un Înger al Domnului. Și alternativ cu denumirea de Îngerul Domnului este și Domnul a zis. E aceeași terminologie, dacă vă uitați la discuția pe care o are Avram cu Îngerul Domnului care l-a strigat pe Avram din ceruri când cu ocazia jertfirii lui Isaac. Ce vreau să spun? Îngerul Domnului, cunoscut sub denumirea aceasta în Vechiul Testament, este de fapt Domnul Iisus Hristos. El este personajul din spatele acestui nume, Îngerul Domnului. Și sunt mai multe texte în Biblie care pot să dovedească aceasta. A venit și a stat de vorbă cu Gedeon. Și cuvântul cheie pe care vreau să-l folosesc în construcția acestei predici din această seară, este acesta pe care Domnul îl spune lui Gedeon. Du-te cu puterea pe care o ai. Și m-am gândit, ce putere avea Gedeon? Pentru că avem discuția asta în biserică. Avem discuțiile acestea și le-am avut și la Montreal. Te duceai la un frate și spuneai, du-te și ține ora de rugăciune. Frate, nu primite pe altcineva, nu eu. La un moment dat de-aia au apărut programările, că frații nu mai erau disponibili să meargă, să slujească, luați așa, ad hoc, din sală. Spunându-i se dimineața, când veneau la biserică, du-te și fă slujba aceasta. Sau erau chemați la predică și refuzau. Și mie mi s-a întâmplat să mai refuz.
Și atunci au apărut programările ca să aibă timp omul să pregătească. Și tot mai des revine în actualitate întrebarea aceasta: de ce merg lucrurile așa cum merg în biserică și de ce există tendința și la mișcarea pentecostală, la biserica apostolică, să apară două categorii într-o adunare creștină? De laici și de clerici. Adică oameni care slujesc și oameni la care li se slujește și care nu fac nimic decât eventual își aduc și ei partea lor de contribuție plătind acolo o dare. Și frații se scuză, oamenii se scuză. Păi eu, frate, dacă n-am, ce să fac? Ce să spun? Ce să învăț pe alții, când nu sunt stare să mă învăț pe mine? N-am putere. Nu pot să fac lucrarea cu tare sau cu tare. Și încet, încet, toată lumea se trage înapoi. După aceea ne mirăm de ce s-au schimbat așa de mult lucrurile în Biserica Apostolică Pentecostală Română. Istoria lui Gedeon vă este bine cunoscută, foarte bine cunoscută, aș zice. Dacă întreb copiii despre Gedeon, știu cine este Gedeon. Știu cine este David, știu cine este Samson. De aia nu am citit decât câteva versete din acest text, cu toate că o să-l folosesc istoria lui Gedeon aproape în întregime ca să învățăm ceva. Să vedem dacă avem ceva sau nu avem. Ce avea Gedeon și noi nu avem? Sau ce avea Gedeon și avem și noi? În ce situație era Gedeon când vine Domnul Iisus la el, Îngerul Domnului? Biblia spune că bătea greul în teasc ca să-l ascundă de Madian. Un înțeles spiritual al acestui cuvânt este și faptul că astăzi creștinii se ascund că sunt credincioși și ascund grâul sau pâinea vieții de oamenii de afară. Pentru că nu-i mai la modă să vorbești despre Domnul Iisus Hristos. Ești imediat catalogat, înapoiat, retardat. Așa că ai rămas de pe vremea Evului Mediu cu niște superstiții, cu niște concepții despre lume și viață. Și atunci și creștinii care își spun creștini ascund lucrul acesta. Nu merg să spună și la alții. Bate grâul acolo în teasc să-l ascundă de Madian. Și Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Noi venim la adunare, venim la biserică, venim la casa aceasta de rugăciune. Casa lui Dumnezeu. Și auzim de multe ori, dimineața am fost la Montreal, un botez de 13 persoane. De multe ori auzim cuvintele acestea: Domnul este cu noi! Slăvit să fie Domnul! Cred aceasta, că Domnul este cu noi. Domnul îi spune la Gedeon: Domnul este cu tine! Cum ni se spune și nouă de multe ori și când e vorba să trebuiască să facem ceva, cine eu? Frate, să intrăm în 3 zile de post pentru o cauză. Frate, eu nu mă bag. Că am auzit că acolo e vorba de duhuri. Și nu vreau să vină duhurile peste mine și peste familia mea. Mai bine stau deoparte. Domnul este cu tine, frate. Frate, o fi, dar n-am curajul să mă bag în lucrurile așa de mari. Îl găsim aici pe paginile Bibliei un om care are o reacție, am zice noi, firească, naturală, atunci când Domnul îi spune că e cu el. Și el zice: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ne istoristesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Câteodată mai participam cu tinerii miercuri seara
la câte o discuție prietenească și între altele era și întrebarea aceasta. Dacă Domnul este cu noi, dacă avem aceeași credință ca Sfinții Apostoli, ca cei despre care vorbiți dumneavoastră, oamenii mai bătrâni, unde-s minunile, unde-s semnele? Îmi spuneau tineri, niciodată n-am auzit sau n-am văzut lucruri de care dumneata vorbești. Noi nu avem experiența aceasta. Unde sunt toate minunile acelea pe care le istorizesc părinții noștri? Biserica Apostolică Pentecostală s-a lăudat cu minuni. Și au fost minuni. Dar au fost într-o vreme când nu spuneau toți la rând, care cum erau întrebați de câte o lucrare pe care putea să o facă, nu eu, eu nu pot, eu sunt prea mic, eu sunt prea neînsemnat, eu n-am cu ce, eu nu știu, eu nu mă pricep, eu nu sunt de predică, eu nu sunt de a merge pe acolo, eu mai degrabă sperii pe cineva dacă mă duc, și tot așa. Omul acesta, Gedeon, își pune niște întrebări. Și le pune pe bună dreptate. De mai multe ori am spus că avem în bisericile evanghelice foarte mulți creștini care au devenit creștini prin educație. Și pur și simplu pentru că au considerat că e natural și normal să urmeze credința părinților lor sau cultul din care făceau parte părinților. Dar fără să fie cu adevărat oameni născuți din nou. Și situația aceasta este de așa fel pentru că părinții aceștia, ca și a lui Gedeon, Biblia spune că Gedeon avea părinți care i-au vorbit despre minuni, despre semne, despre cum i-a scos Domnul din Egipt cu mână tare și cu braț puternic. Minuni pe care nu le-a făcut nimeni niciodată. Să despici marea în două și să se treacă pe ea ca pe uscat. Să moară într-o singură noapte toți întâi născuți ai egiptenilor. Dar în ținutul lui Israel niciun câine să nu chierie cu limba lui. Ca Dumnezeu să-și dovedească autoritatea și tăria și puterea și judecata pe care o face asupra Dumnezeilor Egiptului. Părinții aceștia lui Gedeon au vorbit despre Dumnezeul acesta al minunilor, dar surprinzător, în casa tatălui lui Gedeon exista un altar dedicat lui Baal și un par închinat Astartei. Remarcați? Remarcați că situația aceasta se regăsește în multe familii creștine, părinți ca și care își învață copiii despre Dumnezeu, dar în care sunt altare străine. Și atunci intervine această stare de neputință. Pentru că spune Biblia de ce erau în situația aceasta evrei, să trebuiască să ascundă greul în teasc. Pentru că copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian. Mereu și mereu se repete expresia aceasta în Cartea Judecători. Copiii lui Israel au făcut din nou ce nu plăcea Domnului. Nu ne întâlnim cu aceeași situație astăzi în bisericile pentecostale? Unii ascund gunoiul supreși și nu vor să vadă nimic. Nimic din ceea ce nu este bun și potrivit. Numai că lucrurile se degradează văzând cu ochii. Și o să ajungem și unde am ajuns. Deja să ascundem greul în teasc. Și să nu mai fim în stare de nimic. Și când Domnul mai rostește câte un cuvânt și vrea să ne trimeată într-o lucrare, ce nu eu, că eu sunt cel mai mic. Zice Gedeon aici, cu ce să izbăvesc eu pe Israel? Eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Și familia mea este cea mai săracă din Manase.
cu ce să mă duc? Și totuși Domnul i-a spus, du-te cu puterea pe care o ai. Vreau să vă spun că problema nu este cât de puternic ești, ci câtă dorință ai să faci ceva pentru Dumnezeu. Câtă dorință ai să încerci să faci ceva pentru Dumnezeu. Câtă dorință ai să lucrezi pentru Dumnezeu ca să vezi că Dumnezeu lucrează. Ce putere avea Gedeon? Era clar că era frică de Madian. Era clar că se vedea cel mai mic din casa tatălui său și familia lui cea mai săracă din Manase. Și totuși avea o putere. În primul rând, aș zice, Gedeon se gândea la lucrările Domnului. Câtă vreme există în inima noastră gândul acesta de a-L căuta pe Domnul Hristos, pe Dumnezeu, cuvântul Domnului, încă nu-i pierdută orice speranță. David zice, inima îmi spune din partea ta să caut fața ta. Și fața ta o caut, Doamne. Să ai un îndemn lăuntric, să te gândești la Dumnezeu, să te gândești la cuvântul Domnului, să te gândești la minunile Domnului, să-ți pui întrebări, Doamne, de ce e așa? Din păcate, așa de mulți creștini nu mai au timp să se gândească la Dumnezeu. Nu știu nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu pentru El, pentru părinții Lui, pentru neamul Lui de oameni. Am citit multă istorie la viața mea și am rămas impresionat că neamul ăsta al nostru românesc, așa cum a fost el hulit și răshulit de națiunile mai puternice ale Europei, a stat la răscrucea aceasta de drumuri și de vânturi între trei imperii. Imperiul turcesc, Imperiul țarist și Imperiul austro-ungar. Imperiul austro-ungar a vrut să-i rupă de la credința ortodoxă pe care au avut-o cei mai mulți dintre români. Chiar și din Transilvania. Imperiul țarist a vrut să treacă cu tăvălugul peste țărișoarele române și să le integreze în sistemul lor. Turcii au vrut să-i facă ca pe o bună parte din Ungaria, pașalâc turcesc, să impună mahomedanismul, islamismul. Și neamul nostru românesc a plecat capul, a mai dat tribut, a mai dat câte un obol la înalta poartă, dar când n-a avut încotro, a pus și mâna pe sabie și și-a apărat credința cu prețul vieții. Citeam despre Mateiaș, băiatul lui Brâncoveanu, cel mai mic, taică s-o scos din domnie și o sândit la moarte pentru presupuse comploturi împotriva Imperiului Turcesc. Și ca să-l momească pe cel mai tânăr copil al lui Brâncoveanu, ei s-au propus să se lepede de credința creștină, să treacă la islamism și va primi tronul tatălui său și va fi domnitor în țara românească. Și băiatul acesta tânăr, nu știu cât de bine știa despre creștinism, cu dinții și-a retezat pur și simplu vârful limbii ca să nu-i poată răspunde sultanului la propunerea pe care a făcut-o. Pentru că n-a vrut să se lepede de creștinism. Unii au plătit cu viața. A fost decapitat și el și frații lui și tatăl său. Cuvântul ne spune aici că asta este o putere să te gândești la Dumnezeu. Gedeon n-avea mare lucru. N-avea arme, n-avea soldați, n-avea, știu eu. Dar se gândea la minunile Domnului.
Și unde sunt minunile alea de care ne vorbesc părinții noștri? Poate zice cineva, ce putere asta? Nu era numai atât. Dumnezeu îi vorbește. Și Gedeon cere un semn ca să vadă că îi vorbește Dumnezeu. Am întâlnit creștini, oameni care au citit Biblia. N-au primit o revelație deosebită. N-a venit la ei un trimis al lui Dumnezeu în persoană. N-au văzut într-o vedenie pe un înger cum a văzut Corneliu. N-au văzut un om în carne și oase cum a văzut Iosua și s-au dus la el și l-au întrebat, tu cine ești? Ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii noștri? N-au văzut un om cum a văzut nevasta lui Manoah. Și mai apoi s-au gândit că e îngerul Domnului când au văzut că urcă în flacăra altarului. Și pur și simplu s-au întâlnit cu această carte, cu cuvântul lui Dumnezeu și au citit în ea. Unul dintre ei a fost famenul etiopian. Îngerul s-a dus la Filip și a spus, du-te și ajunge carul acela. Dar famenul nu a văzut niciun înger. Dar citea în carte, în cartea prorocului Isaia. Și când vine Filip și când îi traduce Scriptura, el zice, iată apa, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Și Filip zice, dacă crezi, cu toată inima ta se poate. Și famenul zice, cred din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Să citești în carte și să crezi în Dumnezeu, să te gândești la Dumnezeu, chiar dacă nu vezi lucruri mari. Și apoi, dintr-o dată, asta înseamnă putere. Și când vine Domnul și spune, du-te și fă ceva, deja altfel abordezi situația. Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, spune la Gedeon și Gedeon zice, Doamne, cum să mă duc? Dar uite, dacă totuși Tu mi-ai vorbit și eu mă gândesc la Tine, cum scrie aici în carte, el se gândea la Dumnezeu, la minunile lui Dumnezeu, dă-mi un semn. Stai aici până mă voi întoarce. Și Domnul îi promite că stă până vine înapoi și vă este cunoscut textul, a pregătit o jertfă, a pus-o pe stâncă, Îngerul lui Dumnezeu i-a zis să iei carnea și azimile, să le pună pe stâncă și să verse ziama. Și apoi a atins cu vârful toiagului pe care l-avea în mână carnea și azimile. Atunci a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile. Și Gedeon a luat acest lucru, acest miracol, un foc care s-a ridicat din stâncă, a fost un semn pe care i-l-a dat Dumnezeu. Vreau să fac o mică paranteză aici, să vorbim ceva despre semne. Că am auzit pe frați spunând că am pus un semn înaintea Domnului. Ce înseamnă un semn? Să ceri de la Dumnezeu un semn. Un frate în Statele Unite a avut o dispută cu cineva care i-a reproșat că s-a dus și-a jucat la Six 49. Vreau să vă spun că e păcat să participați la jocuri de noroc. Este un cuvânt profetic în Biblie foarte aspru pentru cei care merg la jocurile de noroc. Dar, mă rog, omul ca să justifice pornirea lui nebună, că aruncă cu bani acolo unde n-ar trebui să-i deie, el zice, dacă vrei să știi, am pus un semn. Vai de mine, ce semn ai pus? A întrebat fratele. Păi zice, am avut în portofel două bagnote. Una de 10 dolari și una de 20 de dolari. Și m-am gândit așa, în or o să bag mâna în portofel, dacă scot bagnota aia de 20 de dolari o să joc la Six 49. 6 din 49, cum mi se spune în românește. Și dacă nu o să scot bagnota aia de 20, o scot pe aia de 10, nu o să joc. O să iau așa pe pipăite. Ăsta se l-a pus el. Vreau să vă spun că astea sunt nerozeni, nu semne. Semn pe care poți să-l ceri de la Dumnezeu când ai o întrebare, că ești gândit la o răscruce de drumuri, este ceva miraculos.
Ceva care nu se întâmplă în fiecare zi, care nu-i la îndemâna omului, care nu poate omul să facă așa ceva. Nu e o întâmplare, nu e o ghicitorie, nu e o vrăjitorie, este un semn. În cartea prorocului Isaia, la un moment dat, Dumnezeu spune poporului evreu, prin prorocul, să ceară un semn de la Domnul. Și evreii nu vor să ceară un semn. Dar spune cuvântul acolo, totuși Domnul însuși vă va da un semn. Vi-l citesc. Un semn care este un miracol. Un lucru care nu poate să aibă loc așa oricum. Zice, Domnul însuși vă da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, va naște un fiu care îi voi pune numele Emanuel, adică tălmăcit înseamnă Domnul este cu noi. E un miracol să rămână o fecioară însărcinată. Cum s-a întâmplat? Este un miracol, este un semn. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta pentru că a găsit Dumnezeu pe pământ. O fată fecioară, curată, care a fost gata să accepte disprețul, rușinea, batjocura, judecata nedreaptă, ca să aducă în lumea aceasta pe Fiul lui Dumnezeu. Așa cum era scris în profeți. Tu mi-ai pregătit un trup, adică Dumnezeu i-a pregătit Fiului Său un trup aici pe pământ. Să se nască ca toți oamenii și să deschidă o cale nouă și vie prin trupul Său. Cal nostru. Gedeon, în textul pe care l-am citit, a cerut și el un semn de la Domnul. Și s-a întâmplat un lucru miraculos. Dar nu s-a mulțumit cu atât. A mai cerut un semn. Și știți acel semn cu lâna? Și că l-a pus de două ori. Mai întâi a spus el, voi pune un val de lână în are, dacă numai lână va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Tot pământul să fie uscat, numai valul, sulul ăla lui de lână, care l-a pus el în are, numai ăla să fie plin de apă, plin de rouă. Și când s-a împlinit, a zis, să nu te mâni, Doamne, că voi mai vorbi. Dar mai pun odată un semn. Uite, tot pământul să fie plin de rouă, numai lâna să fie uscată. Și s-a întâmplat și acesta. Miracole pe care Dumnezeu, atunci când cer un semn de la Dumnezeu, de genul ăsta, ceva miraculos, ceva ce numai Dumnezeu poate să facă, El îți poate răspunde și atunci rămâi zidit pe credință. Dar până să ajungem acolo la acest semn cu lâna, care era puterea lui Gedeon? De eu zis, Domnul, du-te cu puterea aia pe care o ai. Scrie aici în cartea aceasta că în aceeași noapte, după ce s-a făcut nevăzut dinaintea lui Dumnezeu, îi spune ceva lui Gedeon. Ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani, dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astartei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întomnești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău, să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Ce era în casa părinților lui Gedeon? Altare străine. Și Dumnezeu îi spune, du-te și dărâm altarul lui Baal, care este al tatălui tău. Și parul închinat Astarteei, taie-l! Și era să-l coste viața pe Gedeon lucrul acesta. Oamenii din cetate, când au auzit ce-a făcut Gedeon, ori veni la Ioas și au zis, scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Omul acesta, Gedeon, care credea că n-are nicio blagă, când își dă seama că îi vorbește Dumnezeu, îi în stare să schimbe traiectoria drumului pe care merge.
Poate s-a închinat și el la altarul lui Baal. Era în casa tatălui său. Poate s-a închinat împreună cu părinții. Sunt atâția oameni în bisericile creștine care trăiesc o viață idolatră. Că atâta știu. Că nu li s-a descoperit Domnul niciodată. Dar în ziua când Domnul le vorbește, în ziua când citind în Biblie, găsesc un adevăr și îl cred, cum foarte mulți la începutul credinței pentecostale au ajuns să-și schimbe tabăra numai pentru că au citit în Biblie. Îs în stare să facă ce-a făcut Gedeon. Și asta e o putere. Văd tineri care se botează, dar n-au puterea să-și schimbe viața. N-au puterea să dărâme altarul lui Baal din casa tatălui. N-au puterea părinții să-și oprească copiii de la anumite practici greșite, de la anumite lucruri străine. Îi le lasă toată libertatea. Păi ce să-i fac dacă n-ascultă? Și un copil mai ales în situația în care era Gedeon putea să fie dezmoștenit. Să rămână fără nimic, alungat de acasă. Cum să te apuci tu să schimbi obiceiurile părinților? Felul lor de a se închina. Dar asta era puterea pe care o avea Gedeon. Și Domnul a știut. Și a zis, du-te cu puterea aceasta. Dacă vei fi în stare să dărâmi altarul lui Baal și să tai și parul închinat Astartei, Domnul va face lucruri mari cu tine. S-a întâmplat cu Gedeon. Puterea aia mică pe care el o avea, sau pe care nu știa că o are, l-au ajutat și l-au dus până acolo. Că a fost în stare să schimbe în casa tatălui său felul de închinare greșit pe care l-aveau. Aduc aminte ce îmi povestea o soră ce m-am dus în România cu ani în urmă. Și fata mea care s-a împrietenit cu fetele dumitale, a început și ea să poarte batic pe cap tot timpul. Și i-am spus, dă-l jos, merem cu trenul, merem cu avion, trebuie să umbli cu batic, merem la adunare. Și n-a vrut. Și zice, mi-a fost rușine să mă duc în vizite prin România, pe la rude, și eu, fata mea, sunt de 16 ani, să meargă cu capul acoperit, cu o năframă, și eu descoperită, și din cauza ei, o trebuit să-mi pun și eu o năframă pe cap. Știi că poți, dacă ai puterea asta, să te gândești la Dumnezeu, la cuvântul Lui, să-L crezi, să schimbi ceva în închinarea din familia ta. Ceva ce nu-i bun, ceva ce-i greșit. Ceva ce-i strâmb. Și atunci când ai puterea aceasta să schimbi ceva în felul de a te închina Domnului, când ai puterea asta, atunci poți să ceri și semne de la Domnul, că ți le dă. Frații mei de multe ori se amăgesc cu semnele pe care le pun și cu semnele pe care le aduc înaintea Domnului. Se amăgesc singuri. De ce? Pentru că nu știu ce înseamnă un semn și nu știu că Domnul așteaptă ceva de la cel care vine cu un semn înaintea Lui. Ce așteaptă? Altarul ăla lui Baal trebuie dărâmat. Parul ăla închinat Astartei trebuie tăiat. Vițelul ăla trebuie jertfit. Și acum nu mai aducem jertfe animale. Dar zice Biblia, aduceți-vă pe voi ca jertfă. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. De când n-ai mai postit o zi întreagă? Adică ai mâncat în seara asta la 8 seara și mai mănânci mâine seara la 8. Asta înseamnă o zi de post, o zi de jertfă. De când n-ai mai făcut-o? Vreau să vă spun că atunci a fost vorba de un război purtat împotriva unui popor străin care amenința poporul evreu cu dispariția, cu exterminarea. Dar și noi suntem într-o luptă spirituală. Și spuneam că ni se pare că nu avem putere. Și ni se pare că nu avem putere
Și pentru că nu ne uităm în cuvântul Domnului, dar și pentru că ne imaginăm că cei care trebuie să facă ceva, trebuie să fie niște uriași. Cuvântul acesta, du-te cu puterea pe care o ai, poate să sune la orice credincios de astăzi. Dar frate Bala, ce pot să fac eu? Dar văduva aia săracă care au avut numai doi bănuți și o mers la visteria templului și o pus acolo și o certificat Fiului Dumnezeu că ea o dat? Mai mulți ca toți. De ce? Că inima i-a fost pregătită pentru lucrarea asta. Că o știut că o face pentru Dumnezeu. David! Nu era un copil cu părul bălai și cu fața frumoasă, dar era un om războinic, dar totuși neînvățat cu războiul. N-a folosit arme până în clipele acelea. S-a dus împotriva lui Goliat și rostește aceste cuvinte: tu vii împotriva mea cu sabie, cu scut, cu suliță. Dar eu vin împotriva ta în numele Dumnezeului oștirilor pe care tu l-ai hulit. Și cu puterea aceasta pe care o avea, că se gândea la Dumnezeu David, cu o praștie și o piatră, cum cântăm noi cântarea, l-a învins pe Goliat. Du-te cu puterea pe care o ai. Păi se facă milosterie milionarii, oamenii bogați. Frate, ce contează că dau și eu acolo 5 lei, 5 dolari, ce înseamnă asta? Eu de-abia trăiesc eu. Ce putere e asta, financiară? Ca să faci un bine, auzi, le trebuie o grămadă de bani. Dă tu puținul la care poți să-l dai. Dă-l cu toată inima. Du-te cu puterea pe care o ai tu, ca văduva aia săracă, ca macedonienii, care din sărăcia lor Lucie, au dat naștere la un belșug de dărnicie. Spun acum mai nou, e la modă, să predice numai oamenii cu școală, oamenii întăriți, oamenii instruiți, oamenii care au făcut o facultate teologică, oamenii care au citit, oamenii care au un anumit grad de erudiție, numai ăștia să predice. Păi frate, eu nu sunt stare să spun trei vorbe, nu mă pune pe mine. Și de-aia nu se mai întâmplă lucruri mari. Că aia mulți aia de Gedeon care sunt prin biserici, greul ascund în teasc. Păi dar cum, frate, să mă duc eu? Ce să fac? Cine mă ascultă pe mine? Probabil că vă este bine cunoscut acea întâmplare cu un bătrânel în Australia. Am auzit-o în mai multe feluri, am citit-o undeva mai detailat întâmplarea aceasta. Despre doi colegi de școală care după ce au terminat și care au locuit și în același cartier undeva în Londra, în Marea Britanie. Și când au terminat, ca să zic așa, școala generală, cum zicem noi, pe înțelesul tuturor, și au trebuit să meargă la o specialitate, unul dintre ei a ales să facă un seminar teologic. Și celălalt a ales să meargă la o școală militară. Unul a ajuns pastor într-o biserică creștină, evanghelică, și celălalt a ajuns pilot de avion în aviația militară a Marii Britanii, Maestății sale. S-au pierdut din vedere unul pe celălalt. După mulți ani de zile, a fost războiul care a trecut peste toată Europa, între timp, al doilea război mondial, și fratele nostru pastor din Marea Britanie, din Londra, ajunge în Australia la un turneu de evanghelizare și ajunge în mai multe biserici și predică Evanghelia. Și într-una din aceste adunări își reîntâlnește
își reîntâlnește pe colegul lui din școala primară. Se recunosc, ce faci pe aici? Zic, a fost în război, a fost pilot, a fost detașat în Australia și în Filipine și apoi s-a hotărât să rămână în Australia. Acolo l-a întâlnit pe Domnul, dar cum de te-ai hotărât? Tu știu că erai antireligie. Mai vorbeam noi în copilăria noastră, Dumnezeu, știi, erai totdeauna contra. Și colegul lui, care a fost pilot de aviație în timpul războiului, îi povestește o întâmplare pe care a trăit-o cu ani în urmă. Atunci când s-a întors la Domnul, zice, eram în cazarma militară, împreună cu colegii mei și primeam învoire pe rând să mergem într-un oraș din apropiere, să ne cumpărăm țigări, băutură, să ne distrăm, așa câte o scurtă permisie. Și într-o seară m-am hotărât să mă duc până în oraș, poate să beau ceva, poate să găsesc vreo femeie, vreo fată, n-aveam nimic de a face cu Dumnezeu. Și când am intrat în orășelul acela, pe o străduță, un bătrânel, un om, micuț de statură, slăbuț, s-a apropiat de mine și foarte politicos mi-a dat bună seara și m-a întrebat dacă îi permit să-mi pun o întrebare. Și eu zic, sigur, m-am gândit că întreabă cât e ceasul. Și omulețul acela zice, domnule, dacă muriți în noaptea aceasta, unde mergeți? În rai sau în iad? Și zice, mi-a dat politicos bună seara și s-a depărtat. Nimic altceva. Eu mi-am continuat drumul, dar deja nu mai îmi stătea capul la ceea ce am avut în cap când am plecat din unitate. M-am tot frământat. Ce-o fi fost cu bătrânelul ăla sau omulețul ăla? Ce întrebare ciudată mi-a pus. Cum adică dacă mor în noaptea asta? Păi deocamdată nu e nicio alarmă aeriană. Australia e departe de linia frontului, unde noi suntem aici în pregătire. Până la urmă am întors înapoi la unitatea militară. Colegii mei pe un teren de basket jucau basket la lumina felinarelor. Am vrut să intru și eu cu ei să joc, dar n-am putut. M-am dus în cameră și nu-mi găseam locul. Toți militarii maestății sale aveau în trusa, în bagajul de voiaj, și o Sfânta Scriptură, o Biblie. N-am deschis-o niciodată. Atunci, în seara aceea, pentru prima dată am scos Biblia aceea și m-am uitat prin ea, am început să o frunzăresc. Să caut un înțeles la ceea ce bătrânelul acela mi-a spus. Dacă mori în noaptea aceea, unde te duci? În iad sau în rai? Și, zice, lucrul ăsta m-a făcut pentru prima dată în viața mea să mă plec pe genunchi și să mă rog lui Dumnezeu. Și așa m-am întors la Domnul. Am căutat o adunare, s-a gătat războiul, am rămas în Australia. Dar zice, bătrânelul acela, l-ai mai întâlnit vreodată? Niciodată. Uite ce zice, eu mai trebuie să vizitez câteva biserici în câteva orașe australiene. Nu vrei să vii cu mine? Și după ce eu îmi gat predica mea, îți dau loc să spui întâmplarea cum l-ai cunoscut tu pe Domnul. E o bună mărturie. Ce poate face cineva pentru Dumnezeu și cum poate să întoarcă cineva pe altcineva la Domnul? Cu o simplă întrebare. Și așa au făcut. Așa au făcut. Foarte surprinzător pentru amândoi, după ce fostul ofițer de aviație își depunea mărturia lui, veneau din biserica respectivă câteva persoane. Poate 5, 7, 10. O, zice, dar și noi tot așa ne-am întors la Dumnezeu, că cineva, un omuleț, așa cum spui dumneata, ne-a întrebat dacă noaptea asta mor, unde te duci, în rai sau în iad? Și păstorul acesta din Anglia a rămas foarte intrigat și s-a gândit, oare mai trăiește omul ăla? Ce n-aș da să-l întâlnesc? Se vede treaba că are foarte mult rod în Australia. Cum se face că cu o întrebare atâția oameni și-au schimbat direcția? Și a tot întrebat despre el prin orașele pe unde a umblat. N-a aflat nimic niciodată. Într-o zi, cu o seară înainte de a pleca din Australia spre Europa, spre Marea Britanie, a intrat într-o librărie creștină să se uite la ceva cărți. Și acolo, a venit dintr-o dată un gând, a întrebat-o pe vânzătoarea aceea,
Pot să-l pun o întrebare? Femeia s-a gândit că o întreabă de vreo carte. Da, spuneți. Și dacă noaptea aceasta muriți, unde mergeți? În rai sau în iad? Și femeia aceea și-a lovit palmele deodată și a zis, știu! Îl căutați pe omulețul acela care punea această întrebare. Dar cunoști tine el, a zis omul. Da, pe el îl caut. Sigur, zice, locuiește nu departe de unde am eu casa. Dar este bătrân, neputincios, nu mai iasă de mult din casă, nu mai umblă pe stradă. Vreau să merg să-l văd. Dacă stați până închid magazinul, vă conduc până acolo. Și a ajuns la omul acela care a strâns mult rod în Australia, în orașele australiene, punând această simplă întrebare. Dacă mori în noaptea aceasta, unde te duci? În rai sau în iad? A intrat în casă un omuleț frijit, slab, stafidit, uscat, care probabil că mai avea puțin de trăit în lumea aceasta, într-o casă sărăcăcioasă, la marginea unui cartier. I-a spus cine îi de ce a venit și omul a zis cu o voce stinsă și slabă, știu că va trebui să plec din lumea aceasta. Și chiar adinea urmă întrebam dacă lucrarea pe care am făcut-o eu, cu puținul pe care l-am avut la îndemână, o a dus un rod. Când m-am întors eu la Dumnezeu, am întrebat, Doamne, ce pot să fac și eu pentru Tine? Și n-am găsit nimic care ar fi putut să fac pentru Dumnezeu. Bani n-aveam. De vorbit, nu știam vorbi elocvent, nu aveam pregătire teologică, nu știam să fac mare lucru. Și mi-a venit în minte acest gând, ca din partea lui Dumnezeu. Du-te și unde întâlnești un om, dimineața sau seara, la amiază, la miezul nopții, întreabă întrebarea aceasta. Și am făcut-o 30 și ceva de ani. Și acum mă întrebam dacă măcar un rod, măcar un suflet, în urma acestei întrebări, s-a întors la Domnul. Și fratele păstor l-a îmbrățișat cu multă dragoste și a zis, nu unul, zeci, sute, poate sunt mii în Australia, care datorită întrebării pe care dumneata ai pus-o, s-a întors la Domnul. Frate, o să te întâlnești cu Stăpânul care îți va răsplăti mersul pe jos, munca pe care ai făcut-o. Poate câteodată oamenii te-au repezit cu întrebarea aceasta a dumetale pe care le-ai pus-o. Poate au considerat-o prostească. Dar asta a fost puterea pe care a avut-o el. Și Dumnezeu i-a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai. Tu zici, nu, să predice predicatorii, să predice... Mama mea nu a fost predicator. Și tatăl meu a fost. Dar mama mea vorbea despre Dumnezeu, nu de la ambon, dar vorbea cu femeile la colectiv, când mergea la lucru câmpului. Vorbea, și am spus de mai multe ori, când mergeam și o căutam pe la spital, că a avut momente când a fost internat în spital, că era bolnavă, mă punea să le spun poezii. Aproape că mi-era rușine, mică, dar nu mă pune să spun, nu, mamă, trebuie să spui la femeile astea de Domnul Iisus. Du-te cu puterea pe care o ai! Dacă crezi că nu m-a predicat, ori ea mare trebuie să predice! Atunci o să așteptăm mult și bine să vedem treziri spirituale și să vedem oameni întorcându-se la Dumnezeu, cum s-au întors în primii 50 de ani de credință apostolică în România. Nu în ultimii 50 de ani, în primii 50 de ani. Oameni care au primit mărturia unor oameni simpli, fără școală. Dar puterea aia pe care o aveau, au pus-o în slujba lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat. Poate spune cineva, ce pot să fac eu? Eu nu sunt slujitor. Să se roage pentru bolnavi? Slujitorii! Presbiterii! Am găsit scris în Biblie, era Petru la temniță, închis. Și spune Biblia că biserica nu înceta să se roage lui Dumnezeu pentru el. Am spus-o de mai multe ori și nu o să mai repet în seara aceasta, că timpul meu aproape a trecut. Am spus-o de mai multe ori, am văzut în biserica din Simeria.
la rugăciunea bisericii. N-au fost ungeri cu un de lemn, n-au fost puneri de mână pe capul cuiva. A fost doar o rugăciune a bisericii, care a durat vreo 45 de minute, pentru o tânără, pe care Dumnezeu a vindecat-o la rugăciunea bisericii. Am văzut acolo oameni care s-au rugat cu toată inima lui Dumnezeu. Aștept să vină slujitorii, să vină păstorii, să vină prezbiterii, să facă ei ungerea, să-și pună ei mâinile și apoi stai și te uiți ca la spectacol. Pentru că tu n-ai dar de vindecare. Dar du-te cu puterea pe care o ai. Pentru că Biblia zice că orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe marfie, el nu-l vor atinge deloc. Rugăciunea deschide cerul. Rugăciunea unui om simplu este ascultată înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram într-o localitate în România, era acolo, în localitatea aceea, o soră, Beji, spuneam noi, sora Beji, avea dar de la Dumnezeu. Avea un dar profetic. Și câteodată avea câte un cuvânt pentru conducătorul de adunare, pentru lucrătorul bisericii de acolo, din localitatea aceea. Și înainte de a merge să-i spună lucrarea care a avut-o pentru el, lua 3 zile de post. O femeie simplă de la țară, o bătrânică, stătea 3 zile în post ca Dumnezeu să-i dea cuvinte potrivite cum să-i spună acelui om ce mesaj are de la Domnul. Du-te cu puterea asta pe care o ai. Du-te și spune la ăla din frunte dacă ai primit ceva de la Domnul. Și dacă crezi că poți să faci erori, ia 3 zile de post. Cine era Samuel când îl cheamă Dumnezeu în lucrare? Ce putere avea copilul Samuel, un copil care dormea la locul lui și îl strigă Dumnezeu și nu-și dă seama că îl cheamă stăpânul Universului. Și fuge la el, iată-mă că m-ai chemat. Și Biblia spune, i-a fost teamă la Samuel să meargă să-i spună la Eli ce i-a spus Domnul. Dar totuși se duce. De ce se duce? Că îl cheamă Eli. Și puterea aia mică care avea el Samuel, a trebuit să o folosească și să transmită mesajul lui Dumnezeu. Preobiții mei frați și surori, ar fi multe de spus despre cuvântul acesta, du-te cu puterea pe care o ai. Oricine în adunare poate să facă ceva pentru Dumnezeu. Oricine. Copiii, adulții, oamenii în putere și bătrânii pot să facă ceva pentru Dumnezeu. Problema este că ne-am învățat cu spectacolele. Aici la Gatineau nu avem nici fanfară, nici orchestră, nici coruri. La cele mai multe biserici care depășesc 100 și ceva de membri, deja formațiile muzicale. Și unii s-au obișnuit să vină la biserică și să asculte. Să trăiască ca Samaria sub asediu. Nimic de mâncare în cetate, nimic de mâncare afară, dar nimeni nu face nimic. Numai s-au trezit 4 leproși să meargă în tabăra vrăjmașilor. Că zice, și așa murim dacă mai stăm aici. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi se adresează fiecărui creștin în parte. În Faptele Apostolilor ni se spune explicit că la un moment dat a intervenit o prigoană la Ierusalim. Și prigoana aceasta a fost așa de mare încât toți, cu excepția apostolilor, s-au împrăștiat. Și cei care s-au împrăștiat, Biblia spune ce făceau. Vă citesc. Cei ce se împrăștiaseră,
din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Și propovăduiau cuvântul numai iudeilor, pentru că cei mai mulți dintre ei erau iudei. Erau iudei. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Și vestea despre ei a ajuns la biserica din Ierusalim, care l-a trimis pe Barnaba la ei. Ce putere aveau oamenii aceștia? Oamenii aceștia au primit cuvântul lui Dumnezeu, s-au întors la Dumnezeu, au devenit creștini. Și cu prilejul acelei prigoane, au plecat din Ierusalim, că nu mai era de trăit la Ierusalim, dar mergând din loc în loc, nu au așteptat să vină apostolii, să vină prezbiterii și au făcut datoria cu puterea pe care o ai. Du-te și scoate un suflet din foc. Mântuiește un suflet de la moarte. Zicea un frate păstor cu mulți ani în urmă. Unii așteaptă dintre credincioșii noștri ca păstorul să întoarcă oameni la mântuire. Sigur că are și el rolul lui să îngrijească turma. La ce să știți că oile, fată miei, oile aduc pe lumea mea, adică credincioșii care foarte mult timp au fost niște transmițători vii. Un creștin când s-a întâlnit cu un alt om, l-a electrocutat cu cuvântul lui Dumnezeu. I-a spus despre Domnul Iisus, n-a așteptat o evangelizare în sat. Așa s-a răspândit credința creștină. Așa s-au ajuns și a ajuns cuvântul lui Dumnezeu la mare depărtări. Pentru că fiecare credincios în parte, cu puterea aia pe care o avea el, cât avea el, și dacă era gânga, și dacă el nu știa să vorbească 10 cuvinte, cât știa să vorbească. Eu sunt împotriva glumelor de la Ampoare. Dar vă spun un fapt real care s-a întâmplat în orașul Detroit. Mergeau grupuri de tineri pe la adresele luate din cărțile de telefon și duceau câte o Biblie. Cele mai multe Biblii le-au împărțit un beat care era bâlbâit, gângav, ca Moise. Nu știa vorbi bine. Și toți au rămas nedumeriți. Cum se face că omul acesta a dat atâtea Biblii și noi nu lasă să vorbim mult și imediat ne trântește ușa nas și nu ia nicio Biblie. Și până la urmă l-au întrebat. Păi zice, eu cu vorba lui scălcită, că nu putea să vorbească. Până spuneam eu 3 cuvinte, zicea, eu omul se supăra, îmi lua Biblia din mână, întrântea ușa, eu rămâneam afară, dar Biblia era dată. Auzi, Dumnezeu se folosește și de tine cu puterea pe care o ai, dacă ești gata să te duci. Zice, îngerul la Gedeon, oare nu te trimit eu? Și s-a uitat la el. Doamne, cu puterea pe care o avem, cât o fi, ajută-ne să facem lucrarea ta cu dăruire. Amin.